Foarte repede, chiar dacă am fost destul de timidă la început, foarte repede mi-am dat seama că este o fată foarte inteligentă, foarte responsabilă, ajută la orice și întotdeauna am rămas foarte impresionată faptul că nu aude și nu poate să vorbească, dar știe limba maghiară și limba română. Este o fată foarte harnică. Pentru ea a fost întotdeauna foarte important să aibă un loc de muncă. Nu a vrut să fie diferită. Dacă nu au, tot pot să lucrez. Și cât timp a fost la noi, a avut loc de muncă. Da, a ajutat pe noi cu orice, dacă era nevoie de ceva, tot timpul vin eu te ajut. Și ne-am cunoscut foarte bine. Este o persoană foarte prietenoasă. La migrații vin foarte mulți musafiri din diferite părți, diferite țări și Andreea tot timpul era prietenoasă și cu ei. Chiar dacă nu știa cum să comunice, întotdeauna România au prietenie din Andreea și cei care din el. E o persoană foarte creativă. Avea niște idei foarte frumoase cum să împodobim acasă, de Crăciun și diferite chestii și în casă unde a stat Andreea, întotdeauna avea camera cea mai curată, cea mai odonată și cea mai frumoasă. Bravo! În fiecare lună când Andreea a primit salariul de la loc de muncă, mergea la magazine și îți mai cumpăra ceva haine. Până nu mai am încheput în dulap. Putem să glumim cu Andreea. A fost multe ocazii când ne-am distrat, prinde foarte repede niște chestii și, da, nu a fost un lucru foarte frumos. A fost odată o voluntară la noi și a vrut să facă împreună cu încă doi tineri niște, nu semne de care știe Andreea, dar niște semne la o melodie respectivă. Și Andreea a cerut să facă și ea. Și împreună au reușit să facă o mișcare la o melodie fără să facă și exact în timp cu ceilalți. Deci era ceva absolut minunat. Nu lasă niciodată faptul că nu aude să o interpreteze la melodie. Este o persoană foarte sinceră, foarte onestă. Dacă simte că poate să aibă încredere în tine, spune lucrurile, poate să se descarce când este nevoie și ea este o persoană de încredere. Cred că aproximativ de 3 ani de zile acum, eu știu că a fost dorința ei să găsească pe cineva. Să găsească pe un băiat bun, de care poate să aibă încredere, poate să o iubească așa cum merită și dorește să aibă o familie mai departe. Și când a venit să-mi spună de bucuria ei că s-a găsit pe Ianoș, am fost așa, m-am bucurat foarte, foarte mult pentru ea. Dar în același timp am știut că asta înseamnă că m-am plecat de la noi. A fost greu, dar mă bucur foarte mult pentru ea și mă bucur foarte mult că a găsit ceea ce a dorit. Domnul.